Ne ridicăm împreună să citim cuvântul Domnului, slăvit să fie Domnul pentru părtășie. Textul care l-am primit astăzi pentru cu predică este Efeseni capitolul 6, de la versetul 18, vom citi. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol sunt în lanțuri, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă învorbăteze inimile. Pace, fraților, și dragostea împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie, citim împreună, harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Până aici cuvântul Domnului, luați loc. Vă spun sincer și ca de fiecare dată sunt onest și direct cu biserica pentru că iubesc familia Betania. Mă îngrijorează faptul că de multe ori vin și văd copiii ai Domnului care sunt descurajați, sunt dezarmați, sunt fără chef, sunt amorțiți și au intrat așa într-o apatie și o lene spirituală. Și de multe ori îmi pun întrebarea ce s-a întâmplat cu acești soldați cărora li s-a promis victoria câștigată la cruce de Domnul Iisus Hristos. Este problema lui Dumnezeu sau e problema la noi? De multe ori aud fraze de genul, nu-i mai simt prezența. Nu îl mai simt aproape. Dar unde a plecat Dumnezeu? A plecat în concediu? E oare problema la el? Sau este problema la noi? Care este cauza? Biblia spune că El este prezent. Dumnezeu nu e un Dumnezeu absent. Biblia spune că El este cu noi în toată vremea. Deci problema niciodată nu este la Domnul. Problema și cauza acestei răciri și apatii cel mai probabil se află la noi. Pentru că așa stau lucrurile, citind textul din Efeseni, am tot stat să mă gândesc ce vrea Biblia să ne spună. De ce sunt unii copii ai Domnului care pornesc bine, pornesc cu entuziasm și după vreo câțiva ani entuziasmul li se termină, bateria li se strică, vin la biserică și stau și se uită și cum cântă alții și... Ce s-a întâmplat cu acest copil de Dumnezeu? Unde s-a rupt firul? Vedeți, Biblia ne face lumină și aș vrea să ne aplicăm asupra textului apostolului Pavel, care termină această magnifică carte Efeseni, da? Trece de la începutul cărții la finalul ei din ortodoxie, da? În ce este drept de făcut în ortopraxie, în ce trebuie să facem și ne dă îndemnuri și ne dă îndemnuri și ne dă îndemnuri, pentru că Biblia nu-i doar doctrină, este și practică. Și vă spun de la început, predica asta nu este predicată ca să fie ascultată, ci să fie aplicată. Nu ne-ar ajuta cu nimic, a Biblia spune că dacă citim cuvântul și plecăm și nu îl împlinim, ne înșelăm singuri, ne tragem singuri o injecție de înșelare și facem planul diavolului în viața noastră. Și eu nu vreau să fim aici în familia Betania, dintre cei care se înșeală singuri, ci dimpotrivă să fim împlinitori cu fapta. Amin? Amin. De asta apostolul Pavel ajunge la sfârșitul cărții, unde m-aș fi așteptat să mai aducă niște lucruri din astea doctrinare, teologice, ca unul care îmi place să citesc, dar dimpotrivă Pavel vine cu ceva foarte concret, foarte practic, foarte la îndemâna oricui, pentru oricine, disponibil și zice, uite ce trebuie să facem. Toate lucrurile alea în locurile cerești sunt faine, dar haideți să vă spun cum păstrăm prezența lui Dumnezeu. Haideți să vă spun, spune Pavel, cum puteți să țineți prezența lui vie în viața voastră. Hai să vă spun care e firul roșu cu Ava, tată. Și diavolul se luptă să ne ia acest telefon. Dar Biblia spune, cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Și începe apostolul cu acest îndemn extraordinar din versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, veghează la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Din textul care l-am citit, eu o să mă focusez, pentru că e destul de lung textul și e destul de amplu, nu aș vrea să trec prea repede prin el, o să mă focusez pe 18, 19 și 20. Începem
cu versetul 18. În primul rând, apostolul zice, faceți. Cum vi se pare vouă îndemnul ăsta? E o poruncă, nu e o opțiune. E o decizie care tu trebuie să o iei conștient. Nu zice, simțiți. Simțiți să vă rugați. Când te simți bine, roagă-te. Când nu te simți bine, stai așa și uită-te la predicator și nu cânta cântările. Faceți! E un îndemn, e o poruncă. Vedeți, spune aici clar, în primul rând începe cu o facere. Vă aduceți la început, la Geneza, ce a făcut Dumnezeu? A făcut o facere, a făcut cerurile și pământul. Vezi, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu inactiv, nu e un Dumnezeu pasiv. El e un Dumnezeu care face. Și ne cheamă și pe noi să începem această facere. Să facem. Noi suntem chemați să fim activi. Noi suntem chemați să fim împreună cu Sfinții activi. Vezi, e o decizie care te disciplinează. E un lucru la care trebuie să te dedici. Dacă, de exemplu, te-a pus să faci gem, îți zice soția, măi, trebuie să faci prunele alea, să le folosești și să nu le lasă să strice. Degeaba te aștepți soarele să vină, aștepți un feeling extraordinar, bei o cafea ca să-ți vină energia. Pur și simplu, dacă plouă, ninge, e soare sau urât, tu trebuie să le faci. Astfel se strică, nu? Este un timp pentru toate lucrurile. De asta Pavel începe aici să ne spună că există o facere, există o decizie la început de toate și nu-i bazată pe sentimente. Această facere cere timp, cere efort. Oh, păi stai, trebuie să fac ceva? Eu vin la biserică să stau așa, ca pică, pară, mălăiață, știți vorba aia. Păi eu n-am venit la biserică să dau, frate, eu am venit să primesc. Biblia spune că vii să dai. Biblia spune din inimile lor vor curge râuri de apă vie. De asta primul îndemn este facere. Vezi, aici nu vorbește de forma actului. Pentru că cei mai mulți vin și te spun, bă, mie nu-mi place genul ăsta de rugăciune, două cântări, o rugăciune, sau mie îmi place ăla cu, cântăm cu chitara și la-la-la și facem pe acolo, alții zic că ăla e bună, ăla-i bun. Dragul meu, nu e vorba despre forma actului în sine. E vorba despre decizia de a te dedica la o viață de rugăciune pentru tot restul vieții tale cât ești pe planeta Pământ. Amin. Că o faci într-o cântare, pauză, două cântări, că o cânți de la un capăt la altul. Pe Dumnezeu nu-L interesează forma, îl interesează inima cu care o faci. Amin. Așa că vreau să te provoc să nu te mai blochezi în forme. Eu pot să mă rog cu toată lumea, vă spun sincer, cu toți copiii Domnului. Nu mă interesează forma. Pot să mă rog și pe genunchi, pot să mă rog și în picioare, pot să mă rog și după două cântări, pot să mă rog și pe toate cântările. De ce? Pentru că eu am înțeles esența actului în sine. Noi suntem chemați să facem, să luăm o decizie, să ne dedicăm la acest act al facerii. Formele sunt diferite de la biserică la biserică și nici nu prea contează. Dar e obligatoriu. Rugăciunea e o disciplină obligatorie, nu este opțională. Te-ai întrebat vreodată de ce viața Domnului Iisus a fost atât de plină de efervescență, de viață, de pace, de liniște? Pentru că Domnul a înțeles, El avea această facere continuă în viața Lui. Avea această relație continuă. Dar faceți, faceți, faceți! Da? Pentru Domnul Hristos aceasta era o regulă de viață care i s-a dedicat. Și știi ce? Mereu se specifică în Scripturi, mergea în munte, mergea în pustiu, mergea acolo, mergea acolo. Ce? De ce? Pentru ca să se... Nu să se relaxeze. Pocăiții noștri când au probleme mai merg într-un concediu. Amă, nu trebuia să zici asta. Nu vreau să jignesc pe nimeni, doar îți spun cum gândește generația noastră. Mă refer la generația vârstei mele. Dragul meu, noi suntem chemați la o dedicare absolută. Dacă vrei să ai o viață cu roadă, trebuie să înțelegi că trebuie să iei o decizie conștientă, nu poate la o pastorul Tibi pentru tine. Tu trebuie să spui în dreptul tău de azi înainte, până în clipa când închid ochii pe pământul ăsta, această acțiune, rugăciunea va fi parte din viața mea, va fi emblema vieții mele. Pentru Hristos a fost prioritate absolută. Faceți! Când să faceți? În toată, citim împreună, în toată vremea. Vezi, asta implică din nou o acțiune continuă, nu doar prezentă. Păi m-am rugat acum 200 de ani, frate, Sani, și nu s-a întâmplat. La Biblia spune să te rogi tot timpul. Biblia spune să te rogi tot timpul, neîncetat, spune Apostolul Pavel, să stai într-un duh de rugăciune. Nu e că ai făcut doar actul în sine aici, ai făcut o rugăciune astăzi și nu te mai rogi duminica viitoare. Aia nu e o viață de rugăciune, aia este religie. Te-ai rugat, ai bifat, te-a văzut păstorul, te-a văzut păstorii, frață, ai plecat, acum să-mi trăiesc viața până duminica viitoare.
atunci tu doar execuți un ritual de ochii oamenilor. Dar Dumnezeu vrea ca să faci din rugăciune ceva vital pentru tine, ceva activ. Vreau să vă întreb, câți dintre voi ați băut apă azi dimineață? Câți dintre voi ați mâncat ceva? Mai puțin. Dar cât poți să stai fără apă? Voi știți că dacă stăm fără apă, creierul nostru începe să se usuce? Celulele mor, neuronii se strică, nu mai transmit unii cu alții și încep să pierzi informații. E important să bem apă. La fel e important să bem apa vieții. Și să bem apa vieții, nu poți deja bea apa acum, apa vieții. Trebuie să te duci la izvor și să pui mâinile și să lauzi pe Domnul, să începi să te rogi. Vezi, în toată vremea, îmi place când vedem în Scriptură, lăudați pe Domnul în toată vremea, rugați-vă în toată vremea, întotdeauna, în toată vremea, în toate vremurile, din generație în generație. Ce implică asta? O acțiune care nu o faci singular o dată, ci e un stil de viață. Îmi place ce spune Scriptura, că săracul vorbește rugându-se. Omul sărac în duhul, nu contează în ce circunstanță a vieții ei, o să-l vezi murmurând tot timpul ceva. Auzi, dar ce faci acum? Vorbesc cu tata. Dar de ce trebuie tu să te rogi tot timpul? Dar de ce ai atâtea să-i spui lui Dumnezeu? Păi am să-i spun eu lui și el mie. Dumnezeu și el vorbește. Biblia spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos. În altă parte spune, întotdeauna, întotdeauna, în orice vreme, în orice vreme, în orice vreme. Ce vă spune voi asta? Ce vă transmite? Din când în când, când am chef, bă, acum am chef să mă rog, îmi zicea unul, săptămâna asta vin la biserică. Bă, așa un chef de rugăciune mi-a venit. Nu știu de ce, v-ați rugat pentru mine? O venit, pam, după aia pauză, 3 luni. Zic, unde ai fost, mă, omule? Bă, n-am mai avut ce să... Dacă nu simt, eu nu vreau să fiu fals. Omule, rugăciunea nu se face bazat pe sentimente, pe feeling good. Rugăciunea este o decizie, rugăciunea este o stare de vorbă cu Tatăl, este o închinare care o aduci în fiecare zi și în fiecare moment. Biblia spune în toată, când Biblia spune în toată vremea, acoperă orice moment al vieții tale. Când este bine să te rogi? Când ești trist, când ești bucuros? În orice vreme. Nu dai greș, cu rugăciunea nu dai greș nicio dată. Rugăciunea și lauda, Biblia spune să le facem întotdeauna, din neam în neam, în orice generație, în toate vremurile, dimineața, seara, la prânz, oricând e bine să te rogi să lauzi pe Domnul, amin? Dar cum să facem această rugăciune? Faceți în toată vremea, cum? Prin Duhul. Vreau să ne oprim aici un pic. Ce înseamnă prin Duhul? Pentru că nimeni nu știe mai bine, spune Scriptura, voia lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu. Și tot Biblia spune că El ne ajută să ne rugăm. Nu știm cum, prin suspine negrăite. Dar dacă te uiți mai sus, în versetul 17, care nu mi-a căzut mie astăzi la predicare, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când te rogi prin Duhul, trebuie să deschizi cartea lui Dumnezeu și să încerci să te rogi voia lui Dumnezeu din această carte. Degeaba te rogi bazat pe nevoi personale, nevoile sunt bune, aduile lui Dumnezeu. Degeaba te rogi pe vise personale, visele sunt bune, dar visele lui Dumnezeu, ale împărăției, sunt altele. Un om matur, un creștin matur, se roagă scopurile împărăției lui Dumnezeu. Sabia Duhului e cuvântul atunci. Prin Duhul înseamnă o rugăciune bazată și inspirată pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe emoții, sentimente. Nu pe ce ne-am dorit noi să se întâmple, ci pe ce vrea Dumnezeu să facă națiunea asta, amin? O, frate Sani, roagă-te că aș mai avea și o nevoie de o casă în plus. Te-ar ajuta o casă în plus? Și asta care eu se ocupă tot timpul, n-ai timp de rugăciune. Prin Duhul mai înseamnă acele rugăciuni care Duhul Sfânt ți le pune. Câți dintre voi ați avut din când în când câte un nume sau câte o persoană care îți venea în minte și roagă-te? Ați avut? Și unii dintre noi ne-am rugat, alții am dat la o parte. Am zis, n-am timp, acum mă rog mai încolo. Sau ai primit pe telefon mesaj urgent, frate, roagă-te pentru mine. Și ai trimis 2 mânuțe. Și te-ai dus și ți-ai terminat gemul și ți-ai terminat zacusca și ai uitat. Prin Duhul înseamnă acele poveri pe care Duhul Sfânt le pune peste inima ta. Mi-aduc aminte de Domnul Hristos în grădină, îl menționa Vali, el se ruga, iar restul mă țăiau. Oare starea bisericii astăzi cum este? Pentru că Biblia spune că El mijlocește la dreapta Tatălui de 2000 de ani, adică El continuă să se roage pentru noi. Biserica ce face? A, ne rugăm? Ucenicii nu L-au rugat pe Domnul Hristos
Învață-ne să scoatem dragi. Învață-ne să vindecăm. Învață-ne să predicăm. Ce l-au rugat împreună? Învață-ne să ne rugăm. Și atunci, de ce suntem așa apatici la timpul de rugăciune? Dacă noi înțelegem că asta este esențial, vital, a fost regula de viață a Domnului Hristos, să-i dea laudă, adorare, mulțumire și în rugăciune venea înaintea Tatălui. Biblia spune că el caută un om, dar nu găsește niciunul. Spune în Ezechiel 22, la 30, la 31. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. De aceea îmi voi vărsa urgia peste ei, voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul. Vezi tu, Dumnezeu caută un om. Stăteam să mă întreb săptămâna asta când am văzut textul săptămânile trecute. Oare sunt eu omul ăla care să iau loc în spărtură și să stau acolo? Mi-aduc aminte o poveste a împăratului Napoleon, se spune că avea obiceiul să-și cerceteze santinelele. Și la un moment dat le-a luat pe rând și pe cei mai mulți i-a găsit treji, dar pe unul l-a găsit dormind. Și atunci nu l-a certat, nu l-a mustrat, nu l-a trezit, i-a luat arma și s-a pus el în spărtură să vegheze asupra oștirii lui. De ce? Pentru că el era un om cu responsabilitate, a înțeles puterea vegherii, a înțeles puterea, da, locului, să stai locul, să împlinești acolo locul, să nu lași locul gol. Ai stai tu în spărtură, ești un om care stă în spărtură pentru familia lui? Ai luat un locul ăla unde e gol acolo? Ce, nu este cine să vină la strajă, mă ofer? Nu e cine să vină la rugăciune, mă ofer. Sau ești relaxat? Avem vreme. La ce să ne rugăm atât? Dumnezeu caută un om și Biblia spune că Duhul în Romani 8:26-27 ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Aveți momente când nu știți cum trebuie, da? Când nu știți cum să vă rugați, aveți? Și eu am momentele alea, parcă-s blocat. Și zic, Duhule Sfânt, ajută-mă și ușor, ușor, parcă încep să-mi vină cuvinte. Ușor, ușor, parcă simt că, păi, ăștia nu-s cuvintele mele, nu-s cuvinte făcute de mintea mea. Eu nici nu m-aș fi gândit să mă rog lucrul ăsta pentru persoana respectivă. Și încep să te rogi cu autoritate și Dumnezeu lucrează. Dragul meu, unde sunt luptătorii în rugăciune? Care să se dedice scopurilor lui Dumnezeu zi și noapte? Unde sunt astăzi? Lumea fuge de rugăciune. De ce? Pentru că nu-i vede valoare, nu înțelege că dacă diavolul ne fură cuvântul și rugăciunea, ne-a lăsat o armată dezarmată. Spune Scriptura în Luca 2, de la 36, era acolo prorocița Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după feciuria ei. Rămăsese văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poși și rugăciune. Mă întreba odată o doamnă dacă am văzut ultimul episod din telenovela nu știu care, nu știu care. M-am uitat la ea și am spus, soră, Domnul să te elibereze. Zice, vai, abia aștept să văd următorul sezon. Zic, dar când te rogi? Cu rugăciunea cum stai? A, frații se roagă la biserică și surorile, eu stau mai prost cu rugăciunea. Dar de ce stai mai prost cu rugăciunea? Rugăciunea este responsabilitatea fiecărui copil de Dumnezeu. Este firul roșu prin care Tatăl comunică cu noi și noi cu Tatăl. Nu poți să renunți la acel canal. Nu poți să renunți. Renunță la canalul YouTube, renunță la canalul Facebook, renunță la canalul Radio Chance, ce eu mai umblă în sat, dar nu renunța la canalul rugăciunii. Cere de la Domnul acest duc de rugăciune. Mi-aduc aminte o poveste a unui misionar american. A fost în biserica subterană din China și, bineînțeles, ăsta veni să prinde Duhul, vrea să predice acolo cu putere și frații îi spun, nu te supăra, zice, la noi e o regulă. Întâi mergem la rugăciune și după aia predicăm. Și se duce ăsta cu ei la rugăciune și încep chinezii să roage. Era pe la 7-8 seara. Și se roagă și se roagă și îi dau voie lui ăsta să roage. Și după vreo 7-8 minute îi s-o termina cuvintele. Și au început frații să se roage. Pe la 4 și un sfert noaptea întreabă ăsta, mai este? Zice, frate, dar nu te-ai calificat pentru mâine la predică? Zice, noi încă ne rugăm. Zice, mai este până dimineață la ora 10. Și acum când a înțeles el cum stau lucrurile, a zis, Doamne, dă-mi și mie un duc de rugăciune. Și a început Duhul Sfânt să toarne în el. Și a început să mijlocească până la 10 și un sfert nu s-a mai oprit. Și zice un păstor chinez, zice, îl vede transpirat, îl vede tot obosit, terminat după noapte. Zice, nu, acum poți să predici 5 minute. Cum stai cu viața de rugăciune? Vezi, Apostolul Pavel spune, faceți, în toată vremea, prin... Cu alte cuvinte, dacă nu te rogi prin Duhul
nu înțeleg, vrea Pavel să ne sublineze ceva. Noi nu putem să avem o viață de rugăciune adecvată împărăției cerurilor fără Duhul lui Dumnezeu. Știi cum o să sune rugăciunea noastră fără Duhul lui Dumnezeu? Doamne dăm, Doamne făm, Doamne amin, Doamne amin. Atât. Doamne binecuvântează pe mama, pe tata, pe cățelul, pe purcelul, pe peștișor. Amin. Aia e rugăciunea fără Duhul Sfânt. Rugăciunea fără Duhul Sfânt e o rugăciune searbă, dar nu e o rugăciune în voia lui Dumnezeu. Trebuie să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel ne mai spune aici, tot felul de rugăciuni. Ce înseamnă tot felul? Ce face parte din viața asta de rugăciune? În primul rând, mulțumirea. Biblia ne îndeamnă mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în orice vreme, întotdeauna. Vreau să te întreb, ești un om mulțumitor? Te-ai gândit că mulțumirea, când tu mergi prin viața ta de zi cu zi, luni, marți, miercuri, joi și te lovești de ceva și zici, lăudat să fie Domnul, Doamne, îți mulțumești pentru criza asta, îți mulțumești pentru asta. Te-ai gândit că face parte din viața ta de rugăciune? Mulțumirea, lauda, adorarea, cererea, mijlocirea e parte din viața de rugăciune. La ce să mai cântăm atâta? Hai, vorbiți odată, ce atâtea cântări? Îți parte din viața de rugăciune. Lauda la adresa lui Dumnezeu e poruncă, lăudați pe Domnul în orice vreme, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Biblia spune în Filipeni 4:6-7, pentru că Pavel ne îndeamnă tot felul de rugăciuni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, fie mic, fie mare, fie important, fie neimportant, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Trebuie să legi totul cu mulțumire la sfârșit. De ce? Pentru că Biblia spune când te rogi ceva, să crezi că ai și primit. Și omul care mulțumește, ăla chiar crede, e un act de credință. Doamne, îți mulțumesc pentru că știu că deja tu ai lucrat. Câți dintre voi ați mulțumit că v-a atins Dumnezeu în dimineața asta? Eu am mulțumit în avans, Tată, îți mulțumesc că ai atins-o. Îți mulțumesc că ai lucrat, îți mulțumesc că ai reglat tensiunea. Îți mulțumesc, Doamne, că tu ai lucrat. Oh, da, să fie Domnul, era un frate la Cluj cu tensiune foarte, foarte mare, era și măricel așa, un frate iubit și zicea, frate Sane, zice, în timpul rugăciunii am avut provocarea asta să cerem de la Dumnezeu ceva imposibil. Și știi ce? M-am rugat, Doamne, reglează-mi tu tensiunea și îți promit că o să te asculte acum înainte și o să fac toată voia ta. Și ce se întâmplă? Ies la mașină, îmi iau tensiunea, n-am avut-o niciodată așa de bună. Acum ce să fac? Zic, mulțumește și ține-te de promisiune. Aduceți orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu. Dar de ce, frate Sani, să mă mai rog? De ce, omule, să mă mai rog când Dumnezeu deja îmi știe nevoile? Pentru că tu ai nevoie să-i le spui, pentru că nevoile te împovărează, grijile te împovărează și Dumnezeu știe, El e cel mai bun consilier. Atunci când vorbești cu Ava, Tată, te eliberezi de poveri, te eliberezi de griji, mai mult, pierzi controlul, predai controlul. Nu mai ești tu ăla care rezolvă și te eliberează, cine este eliberatorul? El. Atunci când nu îi spui nevoile, știi cine luptă, da? Tu. Atunci când îi spui nevoile, a cui devine responsabilitatea? Nu vă aud. Nu vă aud. A Domnului, lăudat să fie Domnul. Totuși, ca rugăciunea să ne fie ascultată, sunt câteva condiții. Biblia spune în Marcu 11:24-25, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Iată prima condiție, ai crezut astăzi? Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl care este în ceruri să vă ierte greșelile. Ioan 16:24, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, deci cereți în numele lui, cere și veți primi, pentru ca bucuria să vă fie deplină. Iacov 4:3, de ce nu primim câteodată răspuns la rugăciune? Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău să risipiți în plăcerile și poftele voastre. Dar mai e ceva, în Ioan 5:14, o condiție spune acolo, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, unde scrie voia lui? În Sfintele Scripturi, în toată Scriptura. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Vedeți, în dimineața asta ne-a rugat, Tată, sfințește-ne. E după voia lui? Amin. Vrem o viață sfântă, vrem o viață de separare. Apoi, după ce Pavel ne învață să facem, în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, ne dă aici un îndemn final în acest verset, vegheați la aceasta cu toată stăruința pentru toți sfinții
și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Eu vreau să vă întreb, de ce Apostolul Pavel ne cere ajutor în rugăciune? De ce pastorul Tibi cere ajutor în rugăciune? Sunt oameni care au mentalitatea asta calvinistă, las frate că ce trebuie să întâmple, oricum se întâmplă, nu-i nevoie de rugăciunea mea. De ce ar mai cere Biblia și de ce ne-ar da îndemnul rugați-vă, vegheați? De ce? Vezi tu prima noastră țintă în rugăciune care trebuie să fie? Noi sau sfinții? Vreau să te întreb, câte roși pentru Biserica Domnului din România? Auzi că ăla a căzut, ăla s-a împiedicat, ăla o așa, te-ai rugat pentru ei? Mi-aduc aminte de Samuel în noaptea în care Saul a păcătuit, s-a rugat și a plâns o noapte înaintea Domnului pentru regele Saul. Domnul Hristos, înainte să intre în Ierusalim, a plâns pentru Ierusalim. Vreau să te întreb, tu ai învățat să plângi pentru biserică, pentru sfinți? Pavel cere ajutor. Uite preocuparea lui Pavel, pe mine mă șochează, dragii mei. Uitați-vă la mine, nu vă mai uitați în jos. Preocuparea lui Pavel mă șochează. El nu cere, rugați-vă pentru sănătatea mea. Rugați-vă pentru portofelul meu. Rugați-vă pentru casa mea. Rugați-vă pentru finanțele mele. Ce cere Pavel? Ca, citim împreună, ca ori de câte ori îmi deschid să mi se dea ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Te rogi tu lucrul ăsta. Când te trezești luni dimineața, te rogi, Doamne, de câte ori îmi deschid gura, să nu mai car bârfele satului, să nu mai transmit știrile ăștia rele și negative de pe internet, ci să mi se dea de fiecare dată cuvânt ca să vestesc taina Evangheliei, să duc speranță, să duc nădejde. Te rogi asta? Vezi tu, preocuparea maximă a lui Pavel era să ducă cuvântul cu îndrăzneală. Nu era sănătatea lui, nu cât trăiește. Doamne, oare cât îi mai trăi? Stai să-mi iau tensiunea. M-am întâlnit odată cu un om, avea aparatul de tensiune la el. Zice, mi-au tensiunea de cel puțin 20 de ori pe zi. De ce? Mi-e frică să nu mor. Dar zic, îți spun ceva, ascultă-mă. Un cuvânt din partea Domnului. Renunță la aparatul de tensiune și Domnul te va vindeca. Nu știu, așa pur și simplu mi-a venit îndemnul ăsta. Și cum adică? Să nu mă mai uit cât am tensiunea? Pe problema la tine știi care e? Că ți-ai tensiunea la 4 și până la 5 te gândești că ți-o crescut și ți-o iei și ți-e crescută. Până la 6 zici și o să fie și mai mare. Și tu singur îți creezi acest necaz. A renunțat la aparat, Dumnezeu l-a tămăduit. Mai vine din când în când frica, ia-ți tensiunea. Dar refuză să-l mai care după el în mașină. Dragul meu, frica ta nu trebuie să fie moartea. Frica ta trebuie să fie neîmplinirea voii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te va judeca când pleci de pe planeta asta. Aia e treaba lui, nu-i treaba ta. Știi pentru ce ne va judeca Dumnezeu? Pentru ce am făcut și ce ar fi trebuit să facem și n-am făcut. Preocuparea lui Pavel era să ducă cuvântul cu îndrăzneală pentru sufletele pierdute. Câte suflete pierdute sunt în Oradea, câți prieteni pierduți ai și nu le-ai spus până acum. Eu cunosc un om personal care a muncit lângă colegul lui 25 de ani și nu i-a spus că e pocăit, nu i-a spus că e cu Domnul. Și la un moment dat, într-o zi, în timp ce ăsta cânta frumos la biserică, a intrat unul pe ușă, colegul lui, care tocmai s-a pocăit săptămâna, l-a luat de gât și a început, de ce m-ai lăsat 25 de ani, fără să știu? De ce mi-ai furat 25 de ani? Și ăsta s-a speriat. Și eu zic, mi-a fost frică să zic. Câți oameni sunt din ăștia care au nevoie să audă vestea bună, cuvântul lui Dumnezeu și treci pe lângă ei în fiecare zi și săptămână și nu le spui? Dragul meu, rugăciunea e prioritate. Pavel a cunoscut că e o prioritate pentru el. Rugați-vă, el era un om al rugăciunii. Domnul Hristos a avut ca prioritate asta pe muntele schimbării la față. N-a ținut un seminar. Biblia spune că s-a rugat și s-a schimbat înfățișarea lui. În Ghețiman, Domnul s-a rugat de 3 ori. Când alții dormeau, el se ruga. Și asta este realitatea bisericii azi. Unii se roagă, alții mosăie. Cine a avut biruință? Ăia care au dormit sau ăla care s-a rugat? Cine a avut biruință la cruce? Cel care s-a rugat. Când l-a înviat pe Lazar, a făcut o rugăciune. Când s-a dus la Talita, a făcut o rugăciune. Domnul avea o viață de rugăciune, Biblia spune, atunci când faima lui a ajuns peste tot, până în Siria, spune Scriptura, i-a lăsat pe toți, s-a dus în munte și s-a rugat. Răspunsul lui la popularitate n-a fost, oh, și mai multe viuri. A fost anonimatul. S-a dus să vorbească cu tata. Când Petru era în necaz și zice, Petre, Satana a cerut să vă cearnă. Nu l-a luat Domnul Hristos, l-a pus în bancă și a mai ținut în seminar. Ce zice? Mam, pentru tine să nu ți se piardă credința.
Vedeți rugăciunea cât de importantă e? Iisus Domnul ne arată importanța rugăciunii. Înainte de orice, Biblia spune că se ruga. Când a ales pe cei 12 ucenici, a mers în munte o noapte întreagă și s-a rugat. Și după ce s-a rugat și a primit de la tata informația, dar revelația, s-a dus și a ales ucenicii. Apostolul Petru spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, 1 Petru 4:7. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Vedeți conectarea aici dintre veghere și rugăciune? Nu poți să veghezi dacă nu te rogi și nu poți să te rogi dacă nu veghezi. Rugăciunea, dragul meu, te pregătește pe tine pentru voia lui Dumnezeu. Nu-ți schimbă decorul și circumstanțele. De multe ori noi ne rugăm, Doamne, schimbă-mă, Doamne, nu mă lăsa, scoate-mă din cuptor! Și Dumnezeu zice, dar eu nu vreau să te scot din cuptor, eu vreau să vin cu tine în cuptor. Doamne, eliberează-mă, mă doare, nu mai pot, au! V-am povestit că din când în când mă dor picioarele când se schimbă vremea și zilele trecute, săptămânile trecute, a venit așa un duh de nemulțumire peste mine și zic noaptea pe la 3, Doamne, Tatăl meu din cerul Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și al meu, dă Tu darul ăsta al durerii picioarelor la altul. Vorbesc serios. Și Domnul mi-a zis, păi am niște treabă cu tine. Vreau să te trezesc să te rogi, că altfel nu te pot trezi. Dar, Doamne, nu poți Tu să dai și lucrarea asta de noapte, de rugăciune la altul? Că sunt oameni care și așa nu au ce face. Nu, nu. Faceți. În toată vremea. Prin Duhul. Tot felul de rugăciuni. Ce faci când te trezești noaptea și te dor? Și te învârți pe o parte. Au! Zici o mulțumire, zici o rugăciune. Îi mai iei și în inima ta, zlărgești inima și zici, mă rog și pentru sora cu tare că am auzit-o cu doare. Doamne, mă rog și pentru fratele cu tare, izbăvește-l și pe el. Sau încerci să pui perna în cap să te culci. Și Domnul zice, scoală-te, leneșule, roagă-te, roagă-te și veghează. Pavel cere ajutor pentru uși deschise. Pavel cere ajutor, Moise s-a rugat și Dumnezeu a răspuns. Eu vreau să vă întreb, atunci când au venit copiii lui Israel și n-au mai găsit apă, spune Scriptura, erau însetați 600 de mii de bărbați, copii și femei, undeva în jur de 2 milioane jumate de oameni pe umerii unui om. 2 milioane jumate au strigat și au plâns, unul s-a rugat. Care a primit răspunsul? Moise! Dragul meu, plânsul ajută uneori, dar alteori încurcă. Zice Domnul când ies din Egipt, ce rost au strigătele astea, plânsetele astea? Mergeți înainte, eu sunt cu voi! Plângi cu cei ce plâng, slavă Domnului, dar după aia roagă, te încurajează și mergi mai departe. Moise s-a rugat să tea pe munte, Iosua în vale, vezi tu, supranaturalul și naturalul lucrau împreună, de ce trebuie să ne rugăm? Pentru că noi ne luptăm împotriva forțelor demonice pe care nu le vedem. Avem nevoie de intervenție cerească, supranaturală, amin? Corneliu a primit răspuns la rugăciune, spune Scriptura, pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie un înger a lui Dumnezeu, care a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă, înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Îngerul le-a zis, rugăciunile și milostenile tale au fost ascultate. Un păgân se ruga și a răspuns Dumnezeu cu un înger. Vreau să vă întreb, cât ați văzut un înger aici? Ce a avut omul ăla, sutașul ăla militar, romanul ăla mai mult decât noi, de a văzut un înger? Dragul meu, se ruga, roagă-te, nu lăsa rugăciunea. Oh, Doamne, dar și Petru zice Scriptura în Faptele Apostolilor 10, pe când se gândea Petru la vederea asta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te și coboară-te, du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru era și el în rugăciune și în timpul rugăciunii primește, cum spunea păstorul Tibi, revelația. Cât aveți nevoie de strategie pentru anul ăsta? Nu se găsește la cafenele strategia și nici la mol. Se găsește când pui genunchii jos și strigi către tata, amin? Când am fost în Marea Britanie, m-a dus cineva să vedem biserica lui John Wesley, da? Și era acolo o băncuță și ne-a povestit cineva, zice, uite aici e băncuța pe care se ruga el și erau așa niște, ca niște găuri în lemnul ăla și zice, ăsta era secretul lucrării lui. Predicarea era tare, dar rugăciunea din spatele predicării era și mai tare.
Și zice un tânăr acolo, zice, cum oare pot să predic și eu ca el? Du-te întâi și roagă-te ca el și după aia o să predici ca el. Poți să faci toate seminarele din lume, dacă nu te întâlnești cu Preasfântul întâi și nu-ți dă Preasfântul ungerea, nu o să poți face ce a făcut el. Anania a fost trimis în urma rugăciunilor lui Pavel. Biblia spune, iată, el se roagă, cine? Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. N-a mers la băi, n-a mers, chemați doctorii, ajutor, sunt cel mai mare fariseu. Pavel a știut exact ce să facă când l-a întâlnit Hristos, a aruncat cu picioarele jos în genunchi și a zis, Doamne, spune-mi ce să fac! Și ce îi spune Domnul? Intră în cetate că ți se va spune ce să faci de astăzi. Iată, el se roagă. Te descrie asta pe tine? Descrie asta viața ta? Pot să vadă copiii tăi la tine, nepoții tăi? Ce face bunica? Iată, ea se roagă. În urma rugăciunii a coborât Duhul Sfânt peste ucenici, dar tot în Fapte 4 cu 24 spune acolo, când au auzit ei amenințările și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, după ce s-au rugat ei s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, după ce s-au rugat. Dragul meu, când Pavel termină epistola după Efeseni, care e o măestrie de scriere, în locurile ceresc, suntem. El termină cu ceva foarte practic, cu alte cuvinte. Dacă vrei să aveți toate aceste lucruri, dacă vrei să îmbraci armătura lui Dumnezeu, toată armătura, trebuie să fii un om al rugăciunii. Nu se poate fără rugăciune. Și nu rugăciune din asta cazuală. Ah, pac la biserică. Ce faci, Gigi? Nu te-am mai văzut de mult. Am o problemă și am venit și o să mă rog. E bine că ai venit. Dar te rog, după ce îți rezolvă Domnul problema și tensiunea, continuă să vii la rugăciune. Fă din viața de rugăciune o prioritate. Iisus a făcut-o. Și încă o face. Biblia spune, vă citesc din Scriptură, Ioan 1 cu 21, copilașul vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Ce avem la Tatăl? Un mijlocitor, mijlocirea. Zbaterea, spune Apostolul Pavel, și acum simt durerile nașterii, mă rog pentru voi. Timotei se luptă pentru voi. Tit se luptă pentru voi în rugăciune lui. Dragul meu, lupta se duce în rugăciune. Nu se duce cu deșteptăciune, cu înțelepciune. Poți să știi, să ai capul mare de știință. Poți să știi filozofii, nu te ajută cu nimic. Dracii sunt mai deștepți ca noi. Fără Hristos nu avem nicio putere asupra lor, dar cu Domnul Hristos biruința e de plină. Tu crezi că demonii nu știu psihologie? Cine crezi că a inventat arta manipulării, dacă nu diavolul? Dar noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, amin? Doamne, ajută-ne! Oh, Doamne, îmi place Roman 8 cu 34. Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ce face Domnul? 30 de ani, uite-te la lucrarea Domnului Hristos. S-a întrupat. 30 de ani a manifestat roada, caracterul. Încă 3 ani jumătate și roada și darurile Duhului. Și de 2000 de ani încoace se roagă și mijlocește pentru noi. Oare e importantă rugăciunea, oameni buni? Și atunci noi de ce o luăm așa ușor? Cât timp ai alocat? Faceți în toată vremea. Cât timp ai alocat? Cât timp ai alocat? Acum vreau să facem o aplicație, pentru că am văzut că Biblia ne poruncește să facem în toată vremea, prin Duhul, atenție, persoana importantă e acolo, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Când m-am gândit la textul ăsta, m-a inspirat așa Dumnezeu și Vali deja a menționat versetul, dar aș putea spune, sau aș putea pune întrebarea, cum putem fi oameni ai rugăciunii? Cum? Ce avem de făcut? Că e frumos așa, citim din Scripturi, dar ce avem noi de făcut? Ce avem de făcut astăzi? Ce avem de făcut mâine? Ce avem de făcut la noapte? Ce avem de făcut? Câți dintre voi promiteți că dacă la noapte vă treziți că se schimbă vremea, faceți o rugăciune? Eu singur, Eu m-am gândit, Doamne, decât să mă plâng, mai bine mă rog. Așa face și Adina. Când se trezește noaptea
și o doare câte ceva, o aud cum începe, Tată Dumnezeule, Ava Tată, nu ne lăsa. M-am trezit într-o dimineață, nu știu cât era, vreo 4 și tot auzeam că s-a rugat cineva și am, mă, dar visez când colo era Adina, mijlocea înaintea Domnului. Dragul meu, decât să ne plângem. Oricum, dacă ne plângem, nu ne trece. Mai bine ne rugăm. Amin? Amin. Dragul meu, ce ne învață Apostolul Pavel aici este că există trei feluri de rugăciune și aș vrea să le spun pe scurt, ca aplicație. Avem în Biblie rugăciunea persistentă. Biblia spune în Luca, vă aduceți aminte că Domnul Hristos le-a dat o pildă, ce spune acolo în pilda aia? Ca să le arate Luca 18:1. Poți să mi-l pui? Nu știu dacă mai merge calculatorul, dar ne descurcăm și fără. Slavă Domnului că avem Biblie. Amin? Aduceți-vă Biblie la voi, vreau să vă încurajez să vă luați Scriptura la voi. Lăsați telefoanele, aia nu-i Biblie, ăla este un device care are și aplicația biblică în el. Asta este Sfânta Scriptură. Spune acolo rugăciunea persistentă. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se necurmat. Ce înseamnă pentru voi necurmat? Și să nu se lase. Ce a făcut omul ăsta care îi lipsea pâine? S-a dus la prietenul lui noapte și ce a făcut? Pâine, 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 pâine. Bă, sunt obosit, am copii, îmi dorm. Pâine, 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 pâine. Bartimeu striga, Doamne, fiul lui David și toți îl... Șt, mut, tu n-ai niciun drept. Tu ești un norb, ești un cercetător. El striga și mai tare, pâine, pâine, și zice cel din casă, uite, nu mă mai trezesc pentru că suntem prieteni și pentru că ne cunoaștem, mă trezesc pentru că ești prea gălegios și nu te mai suport. Tot stai la ușa mea și strigi, pâine, pâine, pâine. Cu atât mai mult Tatăl din ceruri, dacă noi cerem, nu ne va da El? Am auzit odată o poveste a unui predicator. Predica Evanghelia de 45 de ani și ajunsese aici undeva în estul Europei și la un moment dat îl durea tare de tot abdomenul. Avea o boală din armată unde fusese împușcat și nu fusese niciodată vindecat. Și Biblia spunea el că și-a dus aminte că Biblia spune că în rănile lui am fost vindecat. Și a zis, Doamne, eu de ce port asta? Pentru că zice, n-ai învățat încă rugăciunea persistentă. Și zice, atunci am înțeles, a venit puterea Duhului Sfânt peste mine și am început și pentru o oră întreagă m-am rugat în aeroport. Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, nu mă lăsa, Doamne, vindecă-mă. Și după o oră și 5 minute, acea durere n-a mai persistat și n-a mai fost niciodată până la vârsta de 83 de ani când el a plecat. Dragul meu, sunt dureri pe care le purtăm și credem că sunt spinul lui Pavel. Dă-mi voie să te întreb ceva. Câți dintre voi credeți că aveți câte un spin din ăsta? Aveți? Eu vreau să vă întreb. Te crezi mai mare decât Apostolul Pavel? Ai scris tu 3 sferturi din Noul Testament? Ai avut tu revelații și ai fost în al treilea cer? Atunci cum poți să spui tu că ți-a dat Dumnezeu un spin ca lui Pavel? Du-te la tata și zi, pâine, 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 rugăciunea persistentă, să se roage, care-i cuvântul cheie? Ne și să nu se lase. Eu vreau să vă întreb, voi credeți că Domnul Hristos era supărat când ăștia oamenii pe drum insistau să-i vindece? Ce îi spune lui Bartimeu? Gândește-te, Domnul Hristos nici nu avea de gând să se oprească. Mergea. Și Bartimeu striga. Ăștia îi puneau mâna la gură. Vreau să-l dea, să-i dea volumul pe mut. Și el striga și mai tare. Iisuse, fiul lui David, Mesia, ai milă de mine! Și a întrebat, chemați-l. Ce vrei să-ți fac? I-a spus, Doamne, să-mi recapăt vederea, spune în original. El va avusese odată ochii, să-mi recapăt vederea. Domnul Hristos ar fi putut spune, auzi, bă, orbule, bă, cercetorule, bă, tu nu te califici. Dar Dumnezeu în mila Lui e mișcat de compasiune și atunci când noi strigăm, Tatăl nu ne dă un șarpe, ne dă pâine. Rugăciunea persistentă, învață să o folosești. Când ai un blocaj în viața ta, când vezi că nu mai simți prezența, de multe ori simțeam cu Adina, simțeam cu Vali în lucrare, când mă călătoream prin părțile astea din estul Europei, în Ucraina, în Moldova, presiuni pe noi, nu ne mai puteam culca, nu ne mai puteam odihni și începeam să ne rugăm rugăciunea persistentă, Doamne lucrează, Doamne nu mă las până nu mă vei binecuvânta, spune Iacov, nu plec, te țin până nu închid ochii, Doamne dă-mi pâine, Doamne dă-mi pâine, căci Biblia spune, omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragul meu, ai nevoie de un cuvânt de strategie? Ai nevoie de o viziune pentru viața ta? Sau ești dintre ea care ești ca bătrânul ăla de la Arad, care la 70 de ani și-a cumpărat sicriu? Și al doilea an era supărat că n-a murit, al treilea an era supărat și până la urmă a plantat flori în el și până la urmă l-a vândut. A zis, ce să fac cu el, că n-am nevoie de el. Noi știm povestea de la cineva care era
chiar bunicul ei. Dragul meu, vino și roagă-te persistent. Ai ceva care, un munte în fața ta de care nu poți trece? E cineva aici care are un munte? Voi la balcon aveți? Mergeți în rugăciunea persistentă, rugăciunea urgentă. Mergi și bate la ușa lui Dumnezeu, pentru că El spune, cine bate, se va deschide. Al doilea model de rugăciune, care e tot aici și în Filipeni, se întrepătrunde rugăciunea echilibrată, adică rugăciunea echilibrată este cu mulțumiri, cereri, rugăciuni, înaintea lui Dumnezeu vii și te rogi. Nu poți să faci doar rugăciuni urgente tot timpul, tu trebuie să deschizi calea cu mulțumire. Biblia spune, veniți cu laude, veniți cu mulțumiri la curțile Lui, vină cu mulțumiri la curțile Lui, fii echilibrat în rugăciune. Sunt unea care vin la rugăciune și nu știu decât o singură rugăciune. Doamne dă, Doamne fă, Doamne dă, Doamne fă, Doamne dă, Doamne fă. Și asta e rugăciunea lor. Și când zic frații amin din față și zic, amin. Tu trebuie să te rogi biblic. Biblia spune clar să venim cu mulțumiri. Veniți cu mulțumiri la porțile Lui. Intrați cu laude în curțile Lui și recunoșteți-L pe împărat. Dragul meu, Biblia spune, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, mai aveți încă tendințe din omul vechi în voi să vă descurcați singuri în viață? Eu am văzut și am întâlnit odată un om care efectiv era supărător pentru mine. La orice lucru zicea să-l întreb pe Domnul. Și zice, bumule, stai puțin, eu te înțeleg, dar e prea exagerat. Nu, în orice lucru Dumnezeu vrea să fie implicat. În orice lucru. În orice lucru, nu în unele lucruri, nu în cele mai importante lucruri, nu în cele mai mari lucruri, în orice lucru, lăudat să fie Domnul. Dar mai este o parte a rugăciunii, nu doar nu, o expresie, nu doar perseverența, nu doar echilibrul ăsta care aduce mulțumiri, rugăciuni, cereri. Dar mai este o parte, rugăciunea vigilentă care veghează, care te ține treaz. Câți dintre voi mai sunteți vigilenți în vremurile astea? Pentru că Biblia spune că în vremurile din urmă, Matei 26:41, Mântuitorul spune așa, vegheați și rugați-vă, Matei 26:41, ca să nu cădeți în is. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar cardea e neputincioasă. Vegheați și rugați-vă, vedeți împreună, vigilența, stai treaz, stai alert, fii soldat. Matei 24:42, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, de aceea, fiți și voi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă găsiți. Cu alte cuvinte, rugăciunea nu numai îți dă biruință prezentă, nu te doar te și pregătește pentru venirea Domnului. Te-ai gândit vreodată la asta? Că rugăciunea te pregătește pentru venirea Domnului, te ține în starea aia de alertă, cu receptorul deschis, poate noaptea asta vine Domnul. O, mi-aduc aminte odată când m-am pocăit pe la 16:30, erau două surori care tot timpul ziceau la biserică, Maranata, Doamne Iisuse, Maranata. Și eu de pe acolo, de pe rândul ăla, mai așteaptă și tu, Doamne Iisuse, că nu sunt gata. Maranata, Doamne Iisuse, Maranata, înseamnă vino, Doamne Iisuse, și eu mai așteaptă, Doamne Iisuse, că nu sunt gata. Așa te rogi și tu? Rugați-vă și vegheați. Rugați-vă și vegheați. Rugați-vă și vegheați. Biblia spune în continuare, de aceea fiți și voi gata, că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă... De asta vă provoc să nu mai intrați pe internet și pe YouTube să căutați când vine Domnul Hristos. Lăsați pastorii care fac calcule. Nimeni nu știe. Voi credeți că dacă nici Fiul nu știe, doar Tatăl din ceruri, El ține ascunsă ora aceea? Voi credeți că un om cu mintea lui pe planeta asta poate să gândească când vine Hristos? Nu-i treaba noastră. Treaba noastră e să fim gata. Vezi tu, rugăciunea nu numai că îți dă biruință prezentă și te ține activ, dar biruința te pregătește pentru venirea Domnului, dragul meu. De aceea Biblia spune, roagă-te, ferice de robul acela, îmi place cuvântul ăsta. Acolo în 44:46, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Ferice, va fi o fericire pentru cei care îl așteaptă într-un duh de rugăciune. Iubești tu venirea Domnului? Sau zici și tu ca mine, mai stai și tu, Doamne Iisuse, că nu sunt gata. Vino la anul viitor, lasă să mă însor și eu, lasă să am fac casă, lasă să-mi fac terasă, lasă să-mi schimb mașina. Sau iubești venirea Domnului, pentru că, îți spun, un om al rugăciunii iubește venirea Domnului. Îmi place că Domnul Hristos conectează rugăciunea cu vegherea. Veghezi, te rogi, te rogi, veghezi. Ele sunt legate una cu alta. Dragul meu, în dimineața asta ai auzit multe.
Acum, întrebarea e cine o să le facă. Te-ai întrebat, poate de ce venim aici și strigăm atât de tare când ne rugăm? Domnul Hristos striga către Tatăl Dumnezeu. Strigăm, știi de ce? Pentru că suntem disperați și vrem să vedem mâna lui Dumnezeu în națiunea noastră. Joshi, strigăm pentru că ne dăm seama cât de săraci și goi suntem. Săracul vorbește rugându-se, umblă rugându-se. Sărac. Eu, sincer, nu mă consider bogat din punct de vedere spiritual. Nu am o impresie așa mare despre mine că sunt vreun cineva. Mă consider sărac și îmi doresc mult de tot să văd mâna lui Dumnezeu în generația mea, în familia mea, în copiii generației noastre. Să-L vedem pe Dumnezeu în mijlocul nostru, cum să manifestă cu semne și minuni în toată gloria și slava Lui. Dar pentru asta, dacă vrem să-L vedem ce a văzut Pavel, dacă vrem să fie puterea Domnului cu noi cum a fost cu Iisus, avem o treabă de făcut. Vegheați și rugați-vă. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni. Mulțumire, adorare, închinare, laudă, cerere. Mulțumire, adorare, laudă, închinare, cerere. Asigură-te că îi mulțumești lui Dumnezeu. Pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt să vestesc taina Evangheliei. Știți ce aș vrea să facem în dimineața asta? Să ne rugăm unii pentru alții, ca de câte ori ne deschidem gura, de acum încolo, să ni se dea îndrăzneală să vestim taina Evangheliei. Ce ziceți de rugăciunea asta? Eu cred că e o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Amin? Sănătatea e bună. Viața e bună, dar oricum într-o zi zilele se duc. Dar dacă vestim cu credincioșie Evanghelia lui Dumnezeu, atunci vom vedea minuni. Aș vrea să fiu și eu ca John Wesley. Aș vrea să fiu ca George Whitefield, care atunci când s-au dus ăștia să viziteze camera lui, avea un pat din câteva scânduri și acolo jos erau două găuri în podea. Și a întrebat tânărul predicator, ce sunt astea? Zice, alea sunt urmele genunchilor lui George Whitefield. De asta, când mergea în public, Dumnezeu era cu el, pentru că el umbla cu Dumnezeu înascuns. Wow! Duhul Sfânt cercetează-ți biserica. Și dă-ne acel duh de rugăciune, Doamne, care l-ai dat fraților din biserica subterană din China. Doamne, ajută-ne să nu mai spunem trei cuvinte serbede și fără sens. Ajută-ne, Doamne, să ne sfâșiem inimile înaintea Ta. Aș vrea să ne rugăm, să ne ridicăm împreună ca biserică. E 12 și un minut și terminăm cu acest gând. Vegheați și rugați-vă. Permanent, să nu te lași, vigilent și adu buchetul acela de mulțumire, laudă, de adorare, de cerere înaintea lui Dumnezeu, echilibrat. Haideți să ne rugăm unii pentru alții, uită-te prin sală și ia-ți un om la țintă și roagă-te ca de câte ori își deschide gura să-i se dea cuvânt. Ce zici? Uite, eu o să mă rog pentru familia asta de aici din față, nu vă cunosc, dar vă... Uite-te, uitați-vă, luați-vă un om la țintă. Ți l-ai luat? Dacă ți-ai luat omul la țintă, ridică mâna sus. Lăudat să fie Domnul. Haideți să ne rugăm, Tată, în această familie, ca ori de câte ori, Doamne Dumnezeule, își deschid gura, Doamne, Tu să le dai cuvânt.